Impulse. I wanna enjoy the hits. I'm gonna love you, love you. This is Good Vibes Station. Bună dimineața pe Good Vibes, alături de invitatul nostru pe care l-am tot anunțat de pe la ora 8. Mi-era dor să-l văd, nu te-am mai văzut de mult. Vanotech, bună dimineața. Bună dimineața. A trecut ceva. Cred că de când nu ne-am mai văzut așa? De ani de zile. Te-am văzut odată într-un aeroport. Aeroportul Otopen, se grăbea cu bagajele, dar aveai bagaje mici. Mici, da. Corect, nu? Deci te-am văzut bine. Da, exact. Și l-am văzut de undeva din spate pe Vanotech și am vrut să-l salut, dar numai el trecuse deja, nu piuise nimic. Probabil mă grăbeam. Nu, eram la controlul ăla de securitate, știi? La mine țiuie tot timpul. Păi și la mine la fel, țiuie tot și timpul. Și la mine la fel. Da? Da. Ah, ok, numai eu sunt. Numai eu am probleme de genul. Deci, cu alte cuvinte, și voi țiuiți când treceți prin alea? Da, exact. Aveți ceva în bagaje sau țiuiți voi? Eu țiu eu. Nu, mă, n-am un picior de fier. Da. Și tu la fel, la nu? Fel, da, da, da. Ceva foarte, foarte dubios. În schimb, Vanotech ne face dimineața asta mult mai frumoasă. Vano, de când faci tu muzică? Mamă, de mic. De mic, acum tu având câți ani? Putem să spunem, adică... Da, 38. Mulți înainte! Mulțumesc! Serios, am început să fac de la 17 ani, dar am început să fac școala de muzică la 8 ani. Mhm. Deci ai făcut școala de muzică? Exact, da. Wow, ai ceva vreun instrument? Acordeon. Acordeon? Acordeon, da. Păi de ce n-ai venit cu acordeonul? Dacă știam, ți-aduceam unul. Bine, n-am, da. L-am vândut. Ai vândut acordeonul? Măi, era o reclamă la un moment dat, nu ți-ai făcut ghiozdan din el, știi? Era o reclamă cu un domn care făcea un ghiozdan dintr-un acordeon. Nu mai țineți minte, era pe vremuri, nu contează. Poți să-l folosești la orice. Dar de ce acordeon? Nu știu, de ce nu te-ai apucat atunci de pian? Are legătură și cu... Nu, vroiam la chitară, doar că aveam degetele prea scurte. Serio? Arată degetele la camera. Apropo, sunteți... Hai să vedem care are cele mai scurte degete. Nu, la mine nu e cazul. Și pe canal de 2, nu doar la Radio Impuls. Apropo, vă spunem că ne puteți vedea acolo. Deci aveai degetele prea scurte, da? Da, și directorul de la școala de muzică din Republica Moldova mi-a recomandat să merg la acordeon. Și m-am dus acolo. Wow! Okay. Deci foarte interesant asta cu degete prea scurte pentru chitară, n-am auzit-o niciodată. Liceul unde l-ai făcut, la Iași? Liceul l-am făcut la Iași, la liceul de artă Octav Băncilă. Ok. Și cum a fost trecerea asta, așa, știi, acolo... Din Republica Moldova. Am plecat la 11 ani din Republica Moldova, singur, în Iași, să fac liceu. Wow. Și eram mic, adică m-am acomodat repede. Era mic așa. Și a trecut repede timpul, știi, nu mi-am dat seama. Că am schimbat ce? Am schimbat țara. Ce chestie! Crezi că sunt diferențe? Uite, tu ești din Republica Moldova. Sunt multe chestii care îmi plac din Republica Moldova. De exemplu, îmi plac oamenii din Republica Moldova. Și mie. Și îmi place modul lor de a vorbi. Este cu o influență, nu știu, deosebită. Să știi că accentul din Republica Moldova seamănă puțin cu ăla din Iași. Doar că la noi în Moldova, având o influență rusească, s-a mai umblat la accent puțin. Exact, și mi se pare super interesant. Mai accentuat, mai adânc. Și îmi place că, de exemplu, Republica... Da, greu e mai frumos. Exact. Republica Moldova, băi, dă niște artiști extraordinari. Adică, wow, niște surprize. Irina Rimes, The Motans, Carlos Dreams. Apropo, știi cine e Carlos Dreams? Normal. A, serios, l-ai văzut fără, da? Poți să-mi zici ce? Hai mă, te rog, zi-mi cu ce începe numele lui. Nu, nu știu. Pot să zic. Nu poți să-mi zici, fina să fie. Vanotech, pe numele din buletin? Chirinciuc Ioan. Ieri am făcut același test și cu Mateo, a fost și el pe la noi. Prietenul nostru și prietenul tău, Mateo, de ce nu? Da, Mateo are 10, nu știu cât. Nu știu cât până le spune pe toate, până le recită, nu. Și atunci știi ce face de fiecare dată de acum încolo când vine cineva invitat, îl întrebăm numele din buletin. Chirinciuc, ai zis? Ion. Dar Ion. De unde Vanotech? De unde a venit asta? Îmi ziceau copiii de mic Vano, de la Ivan, Vania, în rusă. Cât de interesant! Da, și în momentul în care m-am apucat să fac muzică, îmi plăcea tech house-ul. Corect, era la modă. Da, și mi-am mai pus un tech la Vano. Bun, povestea, Vanotech. Deci, Vanotech, îți e dor de ceva? Bine, te duci destul de des în Republica Moldova, Să știi că nu prea. Serios? Uite, n-am mai fost, cred că am 2 ani, 3 ani.
Wow. Îți lipsește ceva, nu știu, din copilăria ta din Republica Moldova, nu știu, e vreun fel de mâncare, uite, ba nu, de am fost în decembrie, am avut concert, în ianuarie am avut concert. Nu se pune, da. Era după Rebelion. A fost scurt. Nici nu ți-ai dat seama. Îți lipsește ceva din copilăria ta din Republica Moldova, nu știu, ceva ce nu regăsești aici în România, în țara? Acum regăsim cam totul. Și mâncarea, s-au deschis restaurante moldovenești. Adică zi-mi o mâncare specifică, uite. Soția mea gătește foarte bine moldovenești. Opa! Opa, o mâncare specifică. Deci nu m-ați terminat. Azi am fost cu mâncare, mă. Deci, la prima oră, măi. Ia cu zi, Vano, și ce gătește? Hai, ca să... Păi face ciorba foarte bună, în primul rând, cu tăiței de casă și... Cad pe scaun, zi mai. Cu multă grăsime de găină. Aoleu. Dar asta e o rețetă specifică, nu e specifică Republicii Moldova. Tipul ăla de ciorbă se face doar la noi. A, serios? Da. Deci cu tăieței de casă, da, cu multă grăsime de găină, da. Și ce mai puneți? Găina. Normale. Da, găina e important să fie de țară. De-aia nu iese, de-aia nu iese la găină, dar orice îi face, dacă nu e găina de țară. Băi, ce foame mie. Și se fierbe mult, nu? Da, se fierbe vreo 2-3 ori. Wow. Am înțeles că ai urcat prima oară pe scenă într-un club din Rădăuți? Da, în 2010. 10, da. Wow, ce repede a trecut timpul. Da. Dar cum a fost? Prima dată, deci câți oameni aveai în club? Era plin clubul pentru că era abia deschis, era a doua zi, okay. Era într-o sâmbătă și vineri prima dată s-a deschis clubul. Ca DJ era... sau ca... Ca DJ și am fost cu Mike Diamonds. Mike Diamonds, da, îl salutăm! Cu emoții mari, îți dai seama, pentru prima dată. Ai avut vreo fază de asta pe scenă, să pățești o nefăcută, să ți se întâmple vreo chestie? Da, să oprească muzica. Dar s-a întâmplat, cred, cu oricui. Bine că n-ai căzut de pe scenă. Ai căzut și de pe scenă, nu zic. N-am căzut de pe scenă, dar pot să zic ceva. Am fost în Albania. Așa. Și clubul era foarte mare, arăta foarte bine. Ok. Cu lumina stinsă. Ok, așa toată noaptea sau? Da, toată noaptea. Doar că când am urcat pe scenă, erau găuri în podea. În podea, da. Exact, și stăteam doar pe două scânduri. Acolo nu aveam nici loc să mă mișc foarte bine. Și se vedeau țevile de gaz pentru flăcări. Aoleu. Da. Deci ăla era un club în care trebuia să fii balerina, să faci echilibristică. Exact. Și normal să vii cu puiul, să-l bagi la rotisor. Dar la... foarte bine cosmetizat clubul, cu ecrane, cu LED-uri, adică arăta wow. Dar dacă aprindeai lumina, nu. Ne întoarcem la Vanotecă, prietenul nostru. Suntem aici la Radio Impuls și Canal D2, dimineața pe 2. Dimineața pe 2. Stop hits. Impulse Radio. Bună dimineața lui, noroc că te cheamă și Vanoteca, am uitat cum te cheamă numele din buletin. Ion. Ion Vania. Așa, da, Vania, că de acolo vine Vanotec. Ion Vania Vanotec a venit alături de noi în dimineața asta. Ne face plăcere de fiecare dată când îl vedem. Nu ne-am mai văzut de mult, vă spuneam mai devreme, într-un aeroport, așa m-a tratat cu spatele. Am zis, lasă, nu mai fug după el. Dar n-a venit cu mâna goală, a venit cu mâna plină, fiindcă a venit cu o super nouă piesă. Da, infinit. Nu ești foarte hotărât. Da, parcă nu știu ce să zic. Nu știam cu ce să încep. Infinit se cheamă piesa. Care e treaba cu piesa? Este un feat cu o tipă din Nigeria, okay. Care o cheamă Lazy Ella. Dar tu ai avut numai featuring-uri interesante, nu știu cum. Da. Nu știu cum le-ai făcut, dar le-ai găsit. Le-am căutat. Ți-au ieșit, da. Le-am căutat. Și tu ai așa un feeling în piese, o chestie care e foarte greu de descris. Piesele tale nu sunt nici pesimiste, dar nici optimiste. Adică care-i faza? Adică tu când faci o piesă te gândești, măi, eu vreau să le transmit oamenilor o stare de ce? De melancolie, de iubire. Melancolie, da. De melancolie, da, nu? Da. Dar în general artiștii din Republica Moldova au foarte, foarte multă melancolie. De ce? Nu știu să zic. Ai observat asta? Ce răspuns, sincer? Cred că a avut o influență foarte mare școala rusească. Ok, care? E pe tristețe. Are o doză de melancolie, tot ce e romantism, exact, dramatism, da. Trebuia să fii foarte serios acolo. Am înțeles. Adică dacă făceai o chestie, trebuia să o faci serios. Până și poziția la acordeon trebuia să fie aia corectă. Dacă stăteam un pic altfel, îmi scădea un punct la examen. Ia uite, nu știam asta, ce interesant. Sau dacă erai pianist, trebuia să stai cu mâinile ca și cum aveai un cartof în mână. Sau o minge de tenis. Exact. Știu că sau dacă nu făceam o plecăciune după ce terminam examenul, îmi scădea la fel un punct. Și wow.
chestia asta, cred că a influențat foarte mult. Auzi, te-a deprimat. Nu m-a deprimat. Nu, era o glumă, evident. M-a ordonat, ca să zic ce așa. Ce tare, da. Foarte interesant. Da. Avem o super piesă și zic să o și ascultăm la Radio Impuls, fiindcă suntem la Dimineața pe 2, dar să o și vedem la Canal D2. Super piesă de la Mamotec, atenție, Infinito. Infinito, da. Asta este. Bună dimineața! Ne-am întors la prietenul nostru, Vanotec. Trebuie să fac o rectificare. Piesa asta este mai pe balans, mai pe dans decât sunt obișnuit. Adică tădeam, uite așa, făceam din cap. Ascultam Infinito, știi că vorbeam mai devreme de melancolia din piesele tale. Mi s-a părut mai... Da, dar are melancolie. Evident adică că are melancolie, dar are parcă și power în ea. Da. Mie mi-a plăcut și clipul foarte mult. Mulțumesc! Clipul a fost făcut de Sun și a fost filmat în Londra. Foarte, okay. Foarte deci acolo te duceai tu când te-am văzut în aer. A plecat acum 5 ani, nu? Da. Eu am fost plecat în LA, am stat acum vreo 8 luni. Ei, serios? Și dar clipurile le-am filmat în Londra. Dar ce ai făcut cum în LA? Adică, da? E pe bune, de stai în LA și ai filmat la Londra? Exact, da. Așa ai simțit tu că trebuie să fii acolo sau cum? Da, vorbeam cu San și încercam. LA e ofertant, adică nu e un loc. Cum ai ajuns care... acolo, e întrebarea. Am plecat la un program muzical făcut de Stargate. Știi Stargate? Doi producători care au făcut pentru Rihanna, Diamond, Coldplay. Ah, ok, da. Sunt foarte mari. Oameni, exact. Oameni serioși și... Oameni grei. Grei, da. Au ales 40 în toată lumea, prin care și pe mine. Cât de mișto. Da. Cu cine te-ai întâlnit pe acolo? Așa dintre... Diplo, Benny Blanco. Benny Blanco, ce-mi place Benny Blanco. Da, tare rău. Emily Warren. Foarte mulți oameni. Etc. S-a învârtit în lumea bună, Vanotec, a venit inspirat de acolo. Dar ia zi-mi ce ai făcut cu ei amici, ai fost cu ei? Nu, au rămas acasă. 8 luni departe de copii. A fost greu. Mamă, foarte greu. Chiar greu. Doi băieți, câți ani au? 10 ani și 8 ani. 10 ani și 8 ani, da. Mamă cât au crescut mai devreme, spunea. Da. Am avut o discuție, i-a zis lui Vanotec, știi că am și o fetiță. Da, bineînțeles, cum m-ai întrebat, câți ani are? 3-4 ani. Care 8? 8 ani. Nu ne-am mai văzut de mult vorba aia, cel puțin în versiunea asta de părinți. Cum e să fii părinte, să fii tata? Așa ca artist, complicat. Nu știu cum să zic, da, un pic mai multe responsabilități. Și acum sunt la o vârstă în care trebuie să stai cu gura pe ei. Ah, ok, mai ales și doi băieți. Și băieți, exact. Se ceartă unul cu altul? Rău. Da. Și eu serios? Cu fratele meu mă certam. Și cine-i surunește așa? Cine-i ține în lesă, cum s-ar spune, lesa de copil? Ori eu, ori soția mea. Cine se impune mai bine așa în fața lor? Zică mama. Ia, când se enervează. Dar e greu să fii părinte, uite, când ești artist, fiindcă știi cum e vorba aia, noaptea vesel, ziua trist. Noaptea cum dormi? La ce oră te trezești? Am început să dorm mai bine. Adică să adorm pe la un 12-1 și să mă trezesc la 9-10 dimineața. Iar înainte la cât? Nu știu. Nici nu mai conta. Ia zic, copiii s-au născut și deodată erau la școală. Exact. Bănuiesc că mama face temele cu am ei, nu? Am lipsit foarte mult, pentru că din 2016 am început să am concerte și să plec în afară. Da, corect. Și nu știu când a trecut timpul, cel puțin pe la pandemie, adică mă întorceam lunea sau duminica, stăteam două zile în studio, joi eram plecat iarăși și a fost un haos total. Deci exact cum ți-am spus, exact, pleci de acasă, e copilul la grădiniță, când te întorci dă bacul. Exact. Nu mai știu, era o glumă, dar e veche, nu mai știu a cui. Pleacă de acasă și zice soție, ce faci, dragă, nu ce, și aia îl întreabă, dar unde te duci? Am puțină dreamă, zice, și până mă întorc să nu-ți dai copilul la medicină, știi? Deci cam mai era, se ducea mă să bea un par de vin, l-aș prins cu prietenii. Vanotec, o provocare foarte scurtă pentru tine, fiindcă ești și... fiindcă ești în primul rând producător muzical. Uite, ai făcut școală de muzică, compui, ai cântat la acordeon, degete prea scurte pentru chitară, dar nu-i nimic, urechea în schimb e bună. Am o scurtă provocare, două piese. Le ascultăm pe invers, da? Pe reverse. Și să vedem dacă ghicești despre ce piesă este vorba. Hai să începem cu, cu prima piesă. Nu știu. Ia zi, știi? Marshmello cu Khalid. Hai să vedem dacă are dreptate. Asta e. Asta este piesa prima ghicită. Hai să mai dăm încă una mai ce să zic, mai ușoară. Da, fii atent, ar fi asta, da? Nu
zic că știi. Dar de ce te uiți la mine? Miley Cyrus? Da! Miley Cyrus! Asta a fost! Dar să știi, prima a fost mai ușoară. Prima a fost serios? Mai ușoară, da? De recunoscut, da. A, nu vine să cred. Eu ziceam, da, că asta cu Miley Cyrus e mai ușoară, da, că e... Ce ciudat este să auzi piesele pe invers. Este, da. E un pic deranjant chiar. E. Vă note că următorul concert mare, așa, următorul eveniment, când, unde pleci și cât stai? Nu știu, abia m-am întors. Da, să nu mai întrebăm de plecat. Și așa. Se supără doamna pe care o cheamă... Alina. Alina, o salutăm. Astăzi salutăm toate Alinele din lume. Lasă doar pe a lui, nu toate Alinele din lume. Că păi el e invitatul nostru. Toate Alinele. Tu, dacă toate Alinele din lume, mă, să se simtă toate Alinele. Bine, hai. Toate Alinele, bine. O scurtă întrebare, ai mai repeta experiența Eurovisionului, te-ai mai băga? Nu. De ce? Gen? Sunt lucruri care le faci odată în viață și... Și gata. Și atât. Și gata, da. Corect. Vă note că așteptăm să te auzim din ce în ce mai des pe radio cu piesa asta, dar de ce nu să te vedem și pe TV în playlistul nostru de dimineață. Și nu numai, mulțumim mult de repede unde te găsește lumea, unde ești foarte activ în social media, unde postești cel mai mult. Foarte activ, dar mă găsesc pe Instagram, Facebook. Dar totuși, pe ce postești cel mai mult? Instagram este. Da, și mine pe Instagram, da. Se știe, da. Valotec, mulțumim mult de tot. Mulțumim mult. Și vă mulțumesc. Din nou, bună dimineața cu știrile de la Nadina Zisu, Gric și Cernat. Suntem la Dimineața pe 2. Dimineața pe 2. This is...